Hei, salut! Sfaturi, mentenanță BMW, partea 8. Astăzi avem la lucru un 520D cu motor B47 la galerie de admisie, curățare și verificare, dar am depistat că are probleme și pe acest cot care duce în motor. Este răspunzător, să zic așa, cu antigelul care pleacă din bloc în radiatoare. Uitați-vă de fiecare dată când aveți ocazia și schimbați acest cot pe la vreo 100.000, pentru că el, dacă o să crape și o să se spargă, o să vă lase mașina în drum, pentru că o să arunce tot antigelul afară. Da? Piesa asta de aici poate să vă lase în drum și ăsta deja are semne de uzură destul de mari, pentru că scapă antigelul pe lângă garnituri. Și o să-i recomandăm, dacă tot am dat galeria jos, să-l schimbăm și pe acesta.